Accidentul a avut loc ieri seară în jurul orei 20 la intrarea în municipiul Buzău. Cele patru autotrenuri circulau din direcția Urziceni către Buzău și pe fondul nepăstrării unei distanțe de siguranță în mers au intrat în coliziune, după ce primul autovehicul a frânat brusc la o trecere pentru pietoni. Unul dintre tiruri încărcat cu piese grele din oțel a fost grav avariat din cauza încărcăturii care a fost aruncată pe carosabil. Nu a fost așezat legat toate piesele astea pe straile care le-a... Deci piesele au fost vrunite în coace. La fața locului au acționat echipaje de poliție rutieră și pompieri, însă, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Trei dintre tirurile implicate în carambol sunt înmatriculate în Turcia, iar unul în Bulgaria.